Bună ziua și bun găsit la frățiuele, vineri, ne bate weekendul la ușă, așadar eu zic să luați o băuturică rece, să vă așezați bine în fotolii pentru că urmează 2 ore pline de bună dispoziție. Sezonul estival este sezonul preferat al nostru, al tuturor, este sezonul în care plecăm în vacanță, în concedii, ne relaxăm, ne odihnim, dar atenție, ne putem accidenta. Și vorbesc despre accidentele provocate de înot care pot avea repercursiuni grave asupra sănătății noastre. Noi l-am invitat astăzi pe domnul Tarek Nazer, medic specialist ortopedie și traumatologie, să vorbim despre riscurile la care suntem expuși în acest sezon. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Oamenii cred că apa nu este atât de puternică și mai ales dacă vorbim despre o adâncime mică, ea nu poate fi periculoasă, dar lucrurile nu stau deloc așa. Așa este? Așa este. Adevărul că notul este un sport minunat pentru organism, ne ajută foarte mult pentru circulație, pentru articulație, absolut pentru tot atunci când respectăm anumite reguli. Și anume, dacă mergi la piscină sau chiar și la mare și noți normal, nu e nicio problemă, este foarte sănătos. Dar de obicei, mai ales vară, când mergem cu prietenii, vrem să ne distrăm. Distracția se termină cu anumite jocuri care nu tocmai bune și nici sănătoase pentru organismul nostru. Atunci când încercăm să facem sărătuiri în apă și nu ne gândim cât de adâncă e apă, ce înălțime avem, ce putem întâmpina în interiorul apei. De exemplu, țin minte când eram mic, mergeam în Costinești. Și acolo e un vapor de la părăsit și urcau foarte mulți copii sus și se aruncă de sus jos direct în apă. Eu n-am avut curaj să fac acest lucru când eram mic și mă gândeam că când mă arunc, nu știu unde cad, nu știu dacă cad peste altă persoană, că se arunca unul după altul, deci nici nu stăteai o secundă, se arunca următorul. Puteai să cazi direct pe altă persoană, puteai să intri în apă într-o zonă unde e o stâncă, ceva pe care nu ai de unde să știi atunci când arunci unde aterizezi. Adică când vrem să facem sărituri de genul ăsta, trebuie să le facem în condiții optime, într-o piscină unde știm adâncimea, știm înălțimea, am mai făcut lucrul ăsta înainte, este liber acolo, adică nu putem să ne aruncăm imediat așa. Și acolo apar accidentele, unde sunt foarte, foarte periculoase. Cum am și menționat, accidentele pot apărea să te lovești de altă persoană, deci nu întotdeauna tu te lovești de o stâncă sau de altceva, poți să te lovești de o altă persoană sau poți să ai un traumatism direct de apă. Atunci când noi cădem, dacă cădem în picioare sau direct pe cap, e ok, dar dacă cădem pe burtă, de exemplu, și avem o suprafață foarte mare de contact între organismul nostru și apă, putem avea traumatisme foarte, foarte grave. De aici pornesc problemele pe care le întâmpinăm și pacienții care ajung chiar câteodată în stare de urgență la spital în urma unui traumatism sau unui joc simplu de a urca pe umerii prietenului și a sări în apă, ceea ce facem sau am făcut cu toții. Să le spunem oamenilor de acasă la ce riscuri se expun atunci când fac astfel de scamatorii, să le zicem așa, da? Ce pot păți? Care sunt tipurile de traume pe care le putem avea? Cred că cele mai periculoase sunt traumele provocate la nivelul coloanei vertebrale și mai ales atunci când vorbim de coloana cervicală. Este o zonă foarte sensibilă, care și la un traumatism mic putem suferi până și la paralizii complete. Deci este zona cea mai importantă de protejat. Automat și restul coloanei, parte toracică și lombar. Ulterior, membrele sunt cele afectate. Te poți lovi de mână, de alt obiect, de altă persoană și atunci fracturile care apar la zona mâinii. Cum am zis, traumatismele la nivelul abdomenului și a toracelui, la fel, dacă cazi pe apă, mai ales de la o înălțime mare și direct în contact cu apă, o să ai traumatism destul de puternic. Poate în exterior nu vezi nimic, dar toate organele interne se pot afecta la acest traumatism. Și ne putem accidenta inclusiv, nu știu, la genunchi, la gleznă? Da, putem să avem și traumatism la genunchi sau la gleznă, dar șansele sunt mult mai mici comparativ cu membrele superioare, coloana cervicală și zona abdominală. Fiindcă de obicei când sar, încerci să sar pe picioare și picioare au cea mai rezistentă zonă pentru a cădea direct în apă, fiindcă caza scoții și zona de contact este una foarte mică. Și la umăr ne putem lovi, așa este? Absolut. Putem să ne lovim la umăr și cum se transmite cel mai mult, dacă cazi greșit în apă
și cazi pe mână și ai mână întinsă la maxim, se transmite toate forțele la umăr și poți avea o luxație de umăr, adică să părăsească osul locului, zona unde ar trebui să fie și să facă mișcare respectivă. Nu mai poți să miști umărul respectiv, fiindcă s-a luxat, a ieșit din locul lui osul și atunci rămâi cu o durere foarte mare și impotență funcțională, adică nu mai poți folosi umărul. Automat reprezintă o urgență unde trebuie să mergi la spital, să fie redus umărul la loc și apoi imobilizat, cât cu o atelă gipsată sau o fașă sau chiar și o orteză. Să presupunem că am făcut o săritură pe care nu trebuia să o facem și o parte a corpului nostru a fost afectată, dar în acel moment corpul nu ne dă niște semnale exacte, niște semnale, nu știu, de să ne alertăm. Cum ne putem da seama că totuși corpul nostru suferă în acel moment? Într-adevăr, există variantă de a avea efectul adrenalinei și să nu simți impactul în momentul respectiv, însă dacă este un impact mare, la 5-10 minute o să simți durerea sau un disconfort cel puțin în zona respectivă. Odată ce am simțit durerea sau un disconfort, ar trebui să ne oprim, să încercăm să ieșim din apă, să cerem un ajutor în cazul în care nu mai reușim să ieșim singur. Nu mergem în zone mai îndepărtate de apă sau periculoase singur niciodată. Adică nu e indicat niciodată să mergem singur mai departe de zona care este toată lumea, fiindcă dacă întâmpină o problemă de genul ăsta, un traumatism sau chiar și un gărcel câteodată te poate pune în pericol să nu mai poți să te miști din locul respectiv și să nu ai pe nimeni lângă tine care să te poate ajuta și să te scoată din zona respectivă. Cred că cel mai întâlnit este acest gărcel, pentru că ți-mi minte, chiar și mie mi s-a întâmplat, pur și simplu notam și la un moment dat mi s-a pus un gărcel, eram destul de în larg, ca să zic așa, și efectiv nu mă mai puteam deplasa, noroc că făcând not, m-am descurcat cu mâinile. Dar este foarte periculos pentru că dacă sunt oameni care nu știu să înoate, te pot înneca. Valuri. Dacă nu știi să înoți foarte bine și mai sunți valuri și ai un cărcel, într-adevăr, poți să nu reușești să ieși de acolo fără ajutor. Și de asta am și menționat că trebuie să mergem în grupuri. Dacă știm că nu știm să înotăm, teoretic nici n-ar trebui să mergem. Dar dacă tot vrem să mergem și suntem siguri că ne descurcăm, să mergem într-un grup, să nu mergem singuri, în așa fel încât dacă e ceva, să avem ajutor. Uite, apropo că ai deschis acest subiect, aș vrea să le spunem oamenilor de acasă, să le dăm câteva recomandări, ce măsuri de prevenție, ce lucruri nu ar trebui să le facem, astfel încât să evităm să fim accidentați. Cred că ar trebui în primul rând să încercăm să reducem din jocurile astea periculoase pe care le facem cu toții atunci când mergem în gașcă și vrem să ne distrăm. Dacă facem vreun sport de performanță, cum ar fi schigetul sau altele, să ne luăm întotdeauna vestă de salvare, să nu ne apucăm să mergem la un sport fără echipamentele de protecție și de salvare. Iar cel mai important, dacă simțim o durere sau un disconfort, să oprim activitatea. Adică nu ne gândim, lasă, mai mă duc un pic mai departe, că îmi trece. E posibil să înceapă o durere mică sau un disconfort, care nici nu neapărat trebuie să fie o durere. Iar ulterior, dacă continui, să fie una foarte mare, care să nu mai poți să miști membrul respectiv sau să ai dureri foarte mari, să nu mai poți să te descurci, să noți înapoi. N-aș vrea să-i speriem pe telespectatori, dar totuși aș vrea să le spunem care este riscul cel mai mare la care se expun. Uite, de exemplu, putem să, nu știu, să rămânem cu umărul sau cu mâna afectată foarte mult timp și să nu mișcăm. Care este cel mai grav lucru pe care îl putem păți? Categoric că putem să avem și fracturi sau luxații. Ambele înseamnă o recuperare între 3 și 6 săptămâni cel puțin. Însă cel mai periculos, cum am zis, sunt traumatismele la nivelul coloanei cervicale, care se pot termina, din păcate, și cu paralizii. Sunt anumite cazuri care, din cauza unei sărături greșite, într-o apă foarte mică, s-au lovit la gât și au rămas cu paralizii, sau operații foarte grele și cu perioade de recuperare foarte, foarte mare. Deci, de preferat să nu ajungem acolo și să încercăm să evităm orice risc. Acum, dacă tot am vorbit despre cei care iubesc marea, aș vrea să vorbim și despre cei care iubesc muntele, pentru că sunt convinsă că și în aceste drumeții ale iubitorilor de munte se poate întâmpla să avem parte de accidente, așa este? Da, cred că aici joacă un rol foarte important încălțăminte pe care o portăm. Uh-huh. Da, trebuie să avem niște bocanci care să ne permit să urcăm și să coborâm fără să supra-solicităm articulațiile. Primul și în primul rând, dacă nu ai încălțămintea adecvată și urci în pantă, supra-solicit articulațiile, tendoanelor și a mușchilor și atunci apar riscul de tendinite, rupturi musculare sau chiar și dureri articulare.
Asta în primul rând. În al doilea rând, să nu depășim capacitatea noastră normală. Adică dacă eu sunt o persoană sedentară, care nu merg zilnic, nu am activitate fizică și dintr-o dată merg la munte și încerc să urc până la 1200, clar că o să fie un exces foarte mare asupra corpului și o să am dureri, chiar și febră musculară, chiar mai mult de atât, tendinite sau inflamații a doua sau a treia zi. Deci trebuie să ne pregătim pentru așa ceva dacă avem de gând să mergem cu cel puțin o săptămână, două înainte să începem să facem exerciții, să antrenăm organismul, să facem și o încălzire înainte, iar dacă la fel simțim dureri, disconfort la urcat și de obicei cine are probleme, de exemplu la genunchi, resimte acest lucru mult mai mult. Și dacă este o problemă foarte mică, care în mod normal nu-ți dă dureri sau disconfort, la urcat sau la cuprot în panta, simți acest lucru, fiindcă supra-soliciți articulația de aproximativ între 4 și 8 ori mai mult decât mersul normal. Atunci îți dai seama că de fapt ai o problemă care reiese la suprafață atunci când îl supra-soliciți. Recuperările sunt grele și durează mult în astfel de situații? Dacă e vorba de tendinită, tot așa, între 3 și 6 săptămâni. Dacă vorbim de întorse, că ai călcat greșit din cauza că n-ai avut încălțăminte adecvată sau pur și simplu n-ai fost atent, de obicei, dacă e o întorsă grad 1 sau 2, 2 săptămâni de imobilizare într-o fașă elastică, dacă e o întorsă mai grad mai înalt, se imobilizează într-o orteză și poate dura și până la 6 săptămâni. Persoanele care sunt mai în vârstă, la ele poate dura mai mult acest proces de recuperare? Oasele la persoanele mai în vârstă sunt mai fragile, sunt mai expuse la fracturi la anumite întorse ușoare. Adică dacă eu am o întorsă, poate se termină cu întindere la nivelul ligamentului și atât, dar la o persoană în vârstă aceeași nivel de mișcare greșită se poate termina cu o fractură. Așa că trebuie să fie mult mai atent o persoană în vârstă și mai ales la femei, din păcate, după vârstă de menopauză, schimbările hormonale duc la ceva numit osteoporoză, adică osul nu mai este la fel de puternic, este mult mai fragil și orice mișcare greșită sau o întorsă ușoară se poate termina cu o fractură. Aș vrea să le dăm câteva sfaturi telespectatorilor noștri în ceea ce privește sănătatea articulațiilor și a oaselor și aș vrea să vă rog să ne dați câteva. Cred că totul se pregătește din timp, adică nu poți să ajungi la 70 de ani și abia atunci să începi să ai grijă. Trebuie să ai grijă de când ești tânăr, prin exerciții, să întărești musculatură care preia sarcina organismului asupra osului și atunci reduci de stresul pe care îl provoci mergând sau făcând activitate zilnică asupra osului. 2. Alimentația joacă un rol foarte important și la fel, cum am zis, că din copilărie chiar nu și din adolescență, tu construiești aceste oase dându-le toate mineralele, vitamine de care are nevoie ca să fie un os sănătos. La femeile după vârstă de menopauză, cred că este un musai să mergi la medic să te verifici, măcar o dată pe an sau o dată la 2 ani, la un medic ortoped sau reumatolog, în așa fel încât să previi schimbările astea hormonale să-ți afecteze osul și să ajungi să ai osteoporoză. Sunt mult mai predispuse femeile decât bărbații să aibă probleme de oase și asta întâmpinăm și cu pacienții în vârstă, că dacă facem un calcul, câte femei pe zi și câți bărbați ar veni, undeva două treimi sunt femei și o treime sunt bărbați care suferă de probleme articulare și mai ales artroză. Mulțumim tare mult pentru sfaturile pe care ni le-ați dat astăzi și vă mai așteptăm cu drag pe la noi. Mulțumesc și eu. Iar acum noi mergem mai departe și vreau să văd pe unde am mai călătorit prietenii noștri, Simina și Damian de la Fabrica de Amintiri. Ia să vedem pe unde au mai mers ei. Am început explorarea insulei Zakynthos și prima noastră oprire este plaja Xygia. V-am salutat așa cu bună dimineața pentru că miroase a sulf. Asta este o plajă sulfuroasă, sunt emanații de sulf aici, în apă. Dar aia și apa are o culoare mai altfel. Mai turcoaz.
colorat, mai foarte frumos. Plaja este foarte mică, dar este simpatică rău. Ce mi s-a părut foarte interesant este că sus acolo este un restaurant, iar livrările... Ia, uitați acum că se vede. Vale! Livrările se fac cu acest scripete, foarte simpatic. O să stăm aici doar un pic, facem și noi o baie și după aia ne continuăm explorarea către altă plajă, bineînțeles. Ne-am venit cu mașina până aici la plajă, există o parcare, am plătit 3 euro pentru o oră. Pentru prima oră. Prima oră. A doua oră se plătește 1 euro, după care încă 1 euro pentru toată ziua. Sau dacă vrei să vii să stai direct toată ziua, plătești 5 euro. 5 euro maxim este mai. Nu știu dacă poate să stea cineva aici toată ziua, mirosul s-a desfurt, da. Nu știu dacă e sănătos, e sănătos, foarte. E sănătos să stai în sus toată ziua? Voi să ne spuneți. Noi stăm doar o oră. Da, hai să facem o baie. Am plecat să căutăm următoarea plajă. Am parcat undeva aici. A găsit Simina pe Maps o plajă mișto. Dar Maps ne-a dus cam în pustietate, pentru că nu găsim o cale de acces. Da. Sunt doar niște vile private, pe aici nu găsim o cale de acces pe plajă aia. Dar mergem să o căutăm, am lăsat mașina acolo și mergem pe aici. În pozele pe Maps arăta foarte mișto. Uh-huh. Cu apă limpede, cu pietre pe jos. Da, o să mergem să se opt așa, o oră, două și mergem mai departe. Azi e zi de explorat și de căutat plaje. Mișto ca voi să nu mai faceți ca noi data atunci când o să veniți și să vă duceți direct la țintă. Da. La cele mai frumoase plaje. Cu plăcere. Exact. Paragalo. Paragalo. Cred că am intrat în curte la un meni pe aici. Nu era pe aici, drum. Am intrat în curte la un meni. Aici e? Pare un drum ăsta, nu? Da. Unde m-am amăsit plaja aia? Da, nu găsim intrarea la plaja asta. O să mai facem o încercare. Era un indicator la intrarea pe drumul ăsta, către Climatic Beach. Dar noi ne-am luat după Maps, care spunea că pe aici este intrarea. Așa că ieșim înapoi la drum, mergem mai și ieșim la drum și încercăm să urmăm indicatoarele. Sper să mai găsim altele, să ne poată îndemna. Dacă nu trecem la următoarea plajă, dar sperăm să găsim Climatic Beach, pentru că arăta foarte mișto în poze. Să vezi și să nu crezi, am găsit plaja. Am găsit plaja! Bine! Lăjuța, micuța, e atât de mică, dar e foarte frumoasă. Da. Pe Waze ne-a dus direct aici, pe Google Maps ne-a rătăcit. Da. Asta este foarte mică, nu este amenajat, este așa un pic mai sălbatică, sunt foarte puțini oameni, vin sau puțin pleacă. Da, probabil că mulți nu știu de ea, pentru că apare pe Google Maps doar dacă faci, mărești foarte mult linia de coastă a insulei. Da, foarte mișto. Și mers oricum nu te aduce în locul ăsta, te lasă în altă parte. Este foarte drăguț. Am făcut snorkeling, am sărit de pe stâncă, am dat cu bularele de apă. Ați văzut și cadrele din dronă, sunt demențiale. Ne place maxim. Mai stăm puțin acum să ne uscăm și mai cercetăm și alte plaje. Mai da, când am venit noi, era un singur cuplu aici, era mai pustiu, deci dacă vii pe la noi am ajuns și târziu. Dacă ajungi pe la ora 9, cred, e plaja ta privată, da. Garantat. Dar oricum, am observat că au mai venit și alți oameni și au plecat, adică vii, stai puțin, te bolăcești. Mergi cercetând și alte zone, pentru că nu poți să stai nici foarte mult, nu este umbră
și na, n-ai nimic în apropiere decât dacă vii tu de acasă cu umbreluțe și cu mâncare. Da. Noi o să mergem mai departe, să explorăm și alte plaje. Ce alte plaje puteți să mai găsiți în Zakynthos? Face curaj să sară de pe tramburina asta și este până jos aici. E un pic cam mare înălțimea, da? El e curajos, nu? Hai! Eu n-aș avea curaj. Am murit de 3 ori până jos. A spus că a murit de 3 ori până jos. Dar apa este demențială. Foarte limpede. Damian își face acum curaj să meargă pe trambulina cea mare, acolo. Apropo, eu și acum tremur de la săritură. O să facă, în curând. Be my hero! Ai impresia că nu mai ajungi jos. Am spus că ai impresia că nu mai ajungi jos. Dar așa m-am simțit și eu când am sărit de pe trampolina asta prima. Și acum tremur. Wow, ce senzație, e impresia că nu mai ajungi jos. Foarte tare. Ia întinde mâna. Adrenalină. Wow, deci locul ăsta este bestial. Audă bine sunetul, pentru că filmăm fără microfon, n-am mai cărat pe noi. Careta Trambulino sau ceva de genul se numește, e undeva în nordul insulei Zakynthos. Dar apa este atât de limpede, nu cred că am mai văzut atât de limpede nicăieri. Pentru că are câțiva metri buni adâncime și totuși se vede fundul ei. Are, dacă eu am să vin de la 11 metri de acolo, înseamnă că apa are 7-8 metri cel puțin. 11 metri! Ce, înălțimea cea mai mare la care am sărit eu până acum în toată viața. Bravo! Cea mai șmecheră experiență de până acum din insula Zakynthos, trambulina asta de aici, locul se numește Careta Trampolino Beach. De fapt nu este o plajă, e un loc amenajat pentru sărituri. Poți să sări și mai de jos, da. Apa e... ca să ajungeți jos, șezlonguri din loc în loc, dar sunt mai mereu ocupate și se plătește 2 euro intrare. Parcarea e gratuită, plătești 2 euro intrarea și aici sus este și un restaurant, o tavernă unde puteți să mâncați ceva. Apa are o culoare fantastică, chiar vorbeam cu Simina, cred că e cea mai frumoasă apă pe care le-am văzut-o până acum. Nu credeam că poate exista așa ceva, e atât de cristalină, atât de clară, de limpede și are 10 de metri adâncime și vezi fundul, vezi peștii de jos, de deasupra, e senzațional. Da, și e o culoare revășitoare, chiar lângă aici, lângă plaja asta, să zicem între ghilimele plaje, că nu este plaja, ați văzut. E un mini golf, dar aici sunt și peșterile albastre, blue case, cum le denumesc ei, practic. Sunt niște peșteri în mal, așa, dar le spun blue case datorită culorii apei, care este... Wow! Am sărit! Am tremurat, cred că jumătate de oră după ce am ieșit din apă. Adrenalina maximă, am sărit de la etajul 4! De la etajul 4, dacă se putim înălțimea de la care am sărit, calculată, am sărit de la etajul 4.
Vai de mine! Eu! El a sărit și de la trambulina cea mare, deci cred că mai are un etaj în plus. Tremura carnea pe mine, a zis că nu mai ajung în apă. E senzațional. După ce îți depășești un pic teama asta, pentru că n-are ce să ți se întâmple. Ai sari în picioare, apa este foarte adâncă, a ieșit la suprafață și este senzație, pur și simplu. Dar na, e la început teama, dacă ne mai sărit la o înălțime atât de mare și cum eu abia acum, în vacanța asta, am reușit să învăț și eu să sar, pentru că n-am sărit niciodată până acum. Oh my God! Da, suntem foarte, foarte entuziasmați. Ne-am luat câte o cafea, câte o Fredo, cum s-a numit aia, ce-o luat? Nu, am luat frappuccino. Câte o frappuccino. Cafea rece, gheață multă, pentru că ne este foarte cald, 38 de grade afară, în mod constant. Și mergem către următoarea destinație, următoarea plajă sau următorul loc de explorat. Vedem, încă nu s-a făcut noapte. Hai să mergem! În drum către următoarea plajă, am găsit locul ăsta așa, într-un fel anume, și ne-am oprit pur și simplu și am intrat să vedem despre ce este vorba. Și în momentul când am intrat, adio expediția noastră de căutat plaje mișto în Zakynthos. Ia uitați-vă! De la piscină, pentru că muzica era foarte tare și nu reușeam să ne înțelegem. Da, atmosfera foarte plăcută, piscina super mișto, vedeți, uite ce view-uri și ce relaxant, a fost foarte, foarte mișto. Nu se plătește șezlong, nu se plătește parcare, însă trebuie să faci consumație la bar sau restaurant în valoare de 15 euro de persoană. Noi am mâncat, Damian și-a comandat acest calamar imens. Da. Pe care n-am putut să-l mănânc. Pe care n-am putut să-l mănânc, pentru că, na, calamarul făcut la grill, nu știu câți dintre voi știți, dar cei care știți și ați mâncat știți că nu este foarte ușor de digerat. Ideea este că cei 15 euro îi poți cheltui, adică trebuie să faci consumațiile 15 euro și poți să mănânci aici, oricum trebuie să mănânci în ziua respectivă, poți să mănânci aici, da, cina sau prânzul să-l mănânci aici. Sau dacă ți-ai două cocktailuri în zâmbat. Însă, explorarea plajelor de pe insula Zakynthos nu s-a încheiat aici, s-a încheiat azi, dar mâine luăm de la capăt. Mergem să vedem alte plaje, să descoperim alte locuri fantastice și excepționale de pe plaja asta edenică, aș putea să spun. Se spune edenic, de la Eden, edenic? O putem spune noi. Ok. Următoarea noastră invitată este campioană mondială și olimpică la gimnastică artistică. Ei bine, dragii mei, vreau să vă spun atât. Are peste 17 titluri internaționale și 32 naționale. Și a venit astăzi să vorbim despre performanță în sport. Le spun bine ați venit, Silvia Istroescu și Beatriz Mercado. Mulțumim că ai făcut posibil această întâlnire. Cu drag să vă revăd și mulțumesc și Silvie că și-a găsit un pic de timp pentru emisiunea noastră. Silvia este unul între ambasadorii, ia uite aici ce frumos am prezentat în ediția națională a revistei Născut pentru Sport. Încă din prima clipă, de acum 10 ani, a fost ambasador al proiectului Născut pentru Sport și duce mesajul sportului în școli la copii, unde le povestește atât despre performanța ei și a celor din ziua de astăzi, de ce nu? Ești idolul multor adolescente, multor fetițe și vreau să te întreb dacă tu ai avut un idol în viață. Bineînțeles că atunci când începi un sport sau un sport de performanță, chiar da, te gândești că ai dori să ajungi ca o campioană. Spre exemplu, pentru mine, idolul meu era Lavinia Milošević și Gina Gogean. Le-am admirat foarte mult, chiar dacă atunci, la acea vârstă, când aveam eu 4 ani, toată lumea vorbea despre Nadia Comăneci. Bineînțeles că am apreciat-o, dar m-a atras foarte mult acea combativitate de care dădeau dovadă Lavinia Milošević și Gina Gogean. Ai spus că ai început la vârsta de 4 ani și aș vrea să știu cum ți-ai descoperit această pasiune. Pot spune că nu am fost acel gen de copil pe care să-l ducă părinții în sala de gimnastică, pentru că aveam foarte multă energie și nu reușeam să-mi canalizez această energie spre o direcție.
a fost oarecum mai mult o parte de destin. Eram la grădiniță, iar a venit doamna antrenor Angela Cacoveanu și m-a selecționat. Mi-a dat un bilețel pe care scria programul de antrenament, sala unde să mă prezint, după care cu acel bilețel trebuia să merg la părinți să le spun că am fost selecționată pentru a participa la antrenamente în gimnastică artistică. Ulterior, bineînțeles că am discutat cu părinții, au analizat din mai multe puncte de vedere și așa au hotărât să iau parte la antrenamente, dar nu am pornit pe partea de performanță. Bineînțeles, totul a început ca o joacă. Ulterior, am ajuns să progresez în acest domeniu. Hai să vorbim puțin despre evoluția ta și despre primele participări la concursuri, la campionate. Da, mi-aduc aminte că prima participare a fost când aveam, cred că, 9 ani. Și a fost așa puțin bulversant pentru mine, pentru că erau foarte multe reguli pe care nu le știam. A fost o introducere în partea de competiție, dar ulterior am avut ocazia la vârsta de 10 ani, când am participat la un campionat național. Am reușit să-mi demonstrez valoarea și unde am obținut titlul de campioană națională absolută, adică la individual compus, lucru care pe mine m-a motivat, atât pe mine cât și pe familia mea, ne-a motivat acest rezultat să continui și să merg pe această direcție. Vreau să ne spui acum puțin despre medalile și titlurile pe care le deții. Știu că ești modestă, dar totuși aș vrea să ne mândrim și noi cu tine. Ai menționat mai devreme rezultatele, acum să le reamintesc. Cele mai importante titluri, bine, pentru mine toate sunt importante, atât medaliile de la junioare, unde m-am remarcat, cât și titlurile de campioană europeană mondială și cel de campioană olimpică. Cel de campioană olimpică este titlul suprem pe care orice sportiv și-l dorește, tocmai că se desfășoară ediția Jocurilor Olimpice, vedem cât de mult contează pentru un sportiv să reușească să obțină o medalie, poate pentru alt sportiv doar să participe, ceea ce este o adevărată realizare, că nu este chiar atât de simplu doar să zicem că ai reușit să te califici. Nu este simplu deloc. Aș vrea să luăm puțin cronologic și să ne spui, să ne dai exemple de câteva competiții importante pentru tine la care ai luat parte. Pentru mine, nu știu, toate competițiile au fost importante pentru că au fost anumite verificări care mi-au dat încredere să continui și să merg mai departe. Cum am menționat anterior, acea competiție la vârsta de 10 ani, unde am reușit să obțin titlul de campioană națională absolută, a fost o competiție importantă. Ulterior, când am mers la lotul de junioare, am reușit să obțin anumite titluri la nivel internațional, care ulterior m-au dus spre lotul de senioare și de acolo a început demersul, să zic așa, au venit toate celelalte rezultate. Viața unui sportiv nu este deloc ușoară. Vreau să te întreb dacă a existat vreun moment în care ai spus, gata, nu mai pot, vreau să ies afară cu copiii să mă joc. Oh, nu, noi am fost oarecum, când intrăm pe această linie de performanță, nu te mai gândești ce fac copiii obișnuiți, că ei se duc să se joace sau mănâncă cât își doresc sau fac ce vor, merg în vacanță și așa mai departe. Noi am fost învățate să ne axăm foarte mult pe scopul pe care ni-l doream, acela de a performa și a ajunge la un nivel de performanță înalt pentru a câștiga medalii. Iar toate aceste lucruri care oarecum te distrag de la performanță nu au apărut în pregătirea noastră și nici în pregătirea mea. Deci am fost foarte axată pe ce mi-am dorit să obțin și cu multă performanță și sacrificii am reușit să ajung acolo unde mi-am dorit. Aș vrea să mergem puțin în trecut, în 2004, și aș vrea să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat la Atena. La Atena a fost încununarea atâtor ani de muncă, care, bineînțeles, au fost și sacrificii, nu doar din partea mea, cât și din partea familiei și din partea întregii echipe care a fost alături de noi, antrenori, preparatori și așa mai departe. Este un moment unic când ajungi la Jocurile Olimpice și reușești să câștigi medalia de aur, să fii pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Este un sentiment de mulțumire. Păcat că durează foarte puțin, atât cât îți cântă imnul. Avem și aici câteva imagini de ele.
De neapărat să ne povestească și de acest palier al sufletului. Da, așa este. Sunt lector universitar la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, fostul ANEFS, actualul UNEFS, unde, așa cum spunea Beatrice, pregătesc viitori profesori spre această carieră care eu o consider foarte frumoasă. Eu aș vrea totuși să mă întorc puțin la 2004 și aș vrea să vorbim despre trăirile pe care le-ai avut acolo, pentru că este un lucru unic în viață. Așa care este. Se poate întâmpla unui om. Da, este un moment unic, dar acum nu știu despre ce trăiri vrei să îți povestesc. Ce simți tu în momentul când eram pe bârnă ăla, da? Sau când eram pe podium? Da. Când eram pe bârnă? Da. Wow. Nu există... Că știi că o lume întreagă se uită la tine. Nu. Noi ne pregătim foarte mult pe partea psihologică pentru aceste momente, uh-huh. pentru că automat este o presiune foarte mare și știi că există așteptări din partea ta. Dar nu, dacă tu când ești pe bârnă începi să te gândești că țipă în tribună, da, la tine. Că țipă în tribună celălalt, nu știu ce face și așa mai departe, îți pierzi concentrarea. Deci nu... Nu am avut parte de aceste trăiri, doar eram foarte concentrată pe ce aveam de făcut în momentul respectiv, pe toate elementele. Bineînțeles că sunt elemente dificile pe care tu trebuie să te concentrezi, că altfel riști să te accidentezi. Deci, pe bârnă, pe aparate, când prezentam exercițiile, era concentrarea focusată foarte mult pe ce trebuia să prezint. Presupun că atunci când urcai pe podium era un moment de fericire, da? Da, atunci era, să spun așa, o ușurare, pentru că oarecum toată munca a dat rezultat și nu am muncit degeaba, pentru că, din păcate, ăsta este sportul și pot apărea accidentări, ca și în cazul Larisei, pot apărea, nu știu, greșeli, ratări la exerciții, nimic nu este bătut în cuie, nimeni nu ți dă medalia de aur doar că te-ai prezentat și este, da, este un moment unic. Apropo de accidentări, știu că a existat și în viața ta un astfel de moment, un moment foarte, foarte greu și aș vrea să ne povestești puțin. Da, așa este. În 2001, după campionatul mondial, de fapt înainte de campionatul mondial, în urma acelui circuit medical pe care îl desfășuram la 23 august, la Institutul de Medicină, mi-a spus că am o problemă destul de gravă la coloana vertebrală și că ar fi bine să întrerup activitatea. Nu cred că are sens să enumăr acum ce probleme mi-au spus că am, doar că era un lucru destul de serios. Mi-au spus că aș putea să rămân paralizată și lucrurile pot decurge foarte serios într-un aspect negativ. Dar am zis că nu se pune problema, m-am antrenat atâta timp, trebuia să particip la campionatele mondiale, nu știu, cred că mai erau vreo 2 săptămâni. Am zis că voi participa dacă este nevoie pe semnătură, după care voi vedea ce decizie voi lua. După campionatele mondiale, bineînțeles că am fost oarecum obligată, din cauza problemelor de sănătate, să încetez activitatea. Un an a durat toată pauza, când am dorit să revin în activitate. Medicii la fel nu mi-au recomandat întocmai să revin la nivel de performanță, dar mi-au zis că dacă eu doresc, pot face acest lucru pe semnătură și să fiu foarte atentă la absolut tot, la medicamentație, la alimentație, la antrenament, bineînțeles. Și am zis că voi face tot ce este posibil, din punctul meu de vedere, să ajung acolo. Și am reușit să ajung. O astfel de veste îți dă universul peste cap și presupun că părinții ți-au fost alături în astfel de momente și te-au susținut. Da, așa este. Trebuie să ai un sprijin, pentru că altfel nu știi pe unde încotro să o iei. Părinții, familia au fost tot timpul alături de mine și chiar a fost la un moment dat când mi-au spus că poate ar fi bine să renunț la gimnastică și să mă îndrept către școală, să recuperez toată acea perioadă în care nu am avut acces la școală, că bineînțeles când ești în pregătire intensivă, cum eram noi în lotul olimpic, nu poți să parcurgi toată materia exact cum o fac copiii normali. Și mi-au sugerat oarecum să mă și îndrept către școală, iar eu am zis că nu, așa ceva nu o să fac. Eu sunt foarte pornită pe ce-mi doresc să fac și vreau să ajung la Jocurile Olimpice, pentru că de când eram mică asta mi-am dorit. Și uite că s-a și întâmplat, pentru că tu ai continuat să fii acolo pe scenă, da? Și vreau să-mi spui care este momentul în care te-ai oprit din competiție. Din competiție m-am oprit exact după Jocurile Olimpice, în 2004.
Eu știam, adică am comunicat acest lucru și antrenorilor. Scopul suprem pentru mine era să particip la Jocurile Olimpice, cu atât mai mult cu cât îmi doream și această medalie de aur care a venit și ne-a bucurat pe toți. Dar aveam foarte bine stabilit ca după încheierea Jocurilor Olimpice eu să pun punct carierei și să mă îndrept spre școală, spre facultate. În 2009, dacă nu mă înșel, ai început o carieră în zona aceasta, da? Așa este, da. În 2009 am zis să rămân cadru universitar la UNEFS și, și în prezent tot acolo sunt, ca lector universitar. A fost, sau este, este o activitate care pe mine mă completează. Am reușit să recuperez foarte multe lucruri, să înțeleg altfel lucrurile, să mă adaptez cerințelor sociale, să spun așa, pentru că atunci când vii dintr-un cantonament și intri în societate, pur și simplu ești puțin pierdut. Nu știi de unde, ce se întâmplă, care sunt regulile, cum să te descurci. Dar acest lucru pe mine m-a ajutat și în momentul de față sunt mulțumită în punctul în care am ajuns. Uite, Beatrice mi-a spus o chestie foarte, foarte frumoasă și nu pot să nu te las fără să le spune și telespectatorilor despre proiectul tău cu majoretele, da? Da, așa este, a fost... Americanizat, să zicem așa, un pic universitatea, nu? Da. De acolo a început conceptul ăsta. Corect, da, a fost o adevărată provocare pentru mine, pentru că inițial am pornit de la un proiect majorete la nivelul acela de, doar de dansuri cu pomponi în curtea universității la diverse evenimente. Dar eu cum am mers doar pe cum sunt formată, pe performanță, am zis nu se poate, am câteva 3-4 gimnaste, echipa era formată din 12 componente, zic am 3-4 gimnaste, trebuie să le folosesc cum pot, să încercăm să facem performanță. Și am reușit, 5 ani de zile am avut această echipă, am reușit să participăm și la campionatele europene, campionate europene care nu erau universitare, deci erau campionate europene unde participau din Rusia, din Islanda, Irlanda, adică nivel de top. Și am reușit cel mai bun rezultat să venim pe a patra poziție, foarte aproape de podium. Dar pentru noi a fost un lucru foarte frumos și pentru mine o adevărată provocare. Cum au primit fetele această veste? Cum sunt la antrenamente? Cum te descurci acolo cu ele? Oh, păi ne mai ciondăneam așa puțin, ciondăneam între ghilimele, pentru că erau momente când erau foarte distrase și începeau să-și povestească ce au făcut cu o seară înainte, ce au mâncat, ce cu Facebook, exact ce, da, exact ce discutam cu Facebook, da, cu Instagram, și tot timpul trebuia să stau să le cert și oarecum le mai pedepseam, le puneam la pregătire fizică ca să reușesc să le țin așa puțin concentrate. Dar a fost o perioadă foarte frumoasă. Uite, eu știu că tu ai devenit și arbitru, așa este? Da, așa este. În 2017 am fost invitată de doamna Anca Grigoraș de la Federația Română de Gimnastică să fac cursul de arbitru național, după care mi-a sugerat că ar fi ok pentru mine să merg și la examenul de arbitru internațional. Am zis că, bineînțeles, o altă provocare. Și am zis, ok, o să învăț, o să studiez, pentru că nu este chiar atât de simplu. Sunt anumite semne specifice, gimnastici pe care trebuie să le învățăm, valorile fiecărui element. Dar a fost ceva ce m-a pasionat și încă mă pasionează. Și da, sunt arbitru internațional. Am avut ocazia să arbitrez la campionatul european, ceea ce a fost un moment important pentru mine. Pot spune că am trecut la o altă etapă, de la cea de gimnastă acum la cea de arbitru internațional, și este o satisfacție pentru mine, pentru că le văd pe acele gimnaste și mă regăsesc și pe mine în ele, iar atunci când le acord acele note, stau și mă gândesc să-i dau o zecime în plus, pentru că știu cât am muncit pentru acel exercițiu. Următoarea provocare este arbitru la Jocurile Olimpice, o să vezi. Doamne, obifează și pasta. Să fie. Obifează și pasta care reușite. Copila asta, efectiv, iese absolut tot, observi? Asta tot. Voiam să remarc acum și să-i spun că este extrem de talentată, da, și că este un munte de potențial. Realizări. Și inclusiv este, da, și comentator sportiv. Mi se pare, da, incredibil. Bine. Și frumos. Nu mai zicem. Vă mulțumesc, nu mai o să roșesc. Aș vrea să vorbim puțin despre asta. O femeie comentator sportiv.
Da, am avut ocazia acum mult timp în urmă să comentez câteva competiții de gimnastic alături de domnul Cristian Țopescu. A fost o experiență inedită. Am avut de la cine să învăț. M-a captivat și acest lucru, pentru că, bineînțeles, este legat de sport și tot ce este legat de sport și de gimnastică mă atrage. Iar acum a apărut această ocazie, oportunitate de a comenta, am comentat alături de Cosmin Cernat, Jocurile Olimpice la gimnastică, competiția de la gimnastică. Și a fost o experiență foarte frumoasă. Și chiar am primit foarte multe mesaje de aprecieri și țin să le mulțumesc din nou celor care ne-au urmărit și ne-au susținut. Uite, dacă tot vorbim de comentat, ești cea mai în măsură să ne faci, dacă vrei, o paralelă între gimnastica de altă dată, gimnastica din prezent și, hai să zicem, și gimnastica din viitor. Ups. Cam doare. Da. Ne raportăm la rezultate, bănuiesc că nu la partea tehnică, că acea parte tehnică e mai greu de înțeles. Legat de rezultate, da, a fost o perioadă în care sistemul, să zic, vechiul sistem a funcționat și de aceea oarecum a mers de la sine și au fost acele rezultate. În schimb, domnii antrenori, doamna Bitang și domnul Belu, au tras un semnal de alarmă cu mult timp în urmă și au spus, vedeți că nu o să mai avem rezultate, nu o să mai avem gimnaste, pentru că trebuie schimbat sistemul. Dar ca să schimbăm sistemul, trebuie să investim, trebuie să găsim o nouă metodologie, trebuie să ne adaptăm puțin la lucrurile noi, pentru că sunt alte cerințe. Lucrurile progresează, evoluează, iar noi dacă rămânem la același sistem de antrenament și fără recuperare, fără medicamentație, fără un nutriționist, nu poți să atingi nivelul actual, pentru că acest nivel a crescut. Și noi cerem rezultate, dar și toate aceste accidentări apar pe un fond de de oboseală, de supraantrenament, de lipsa recuperării. De nerespectarea unor condiții. Exact, care sunt necesare. Iar aceste lucruri se pot face doar prin dorință, investiție și implicare. Dacă doar, sunt doar câțiva care consideră că aceste lucruri nu există, iar ceilalți zic, lasă că o să apară de la sine, atunci nu știu unde ne îndreptăm, pentru că ai spus să vorbim despre viitor. Și dacă avem gimnaste cu potențial în momentul de față, la fel riscăm să le pierdem pe drum, pentru că nu avem tot ce trebuie pentru a atinge înalta performanță. Motivația gimnastelor ți se pare că ar fi diferită de cea din trecut, pe care aveau gimnastele în trecut? Nu cred. Eu cred că și ele își doresc foarte mult să obțină acele medalii, dar cred că și-au pierdut puțin reperul, acel model. Pe vremea mea, să zic așa, când eram eu gimnastă, era o luptă permanentă între noi. Adică eram la un nivel apropiat și tot timpul încercam să ne depășim, să ne autodepășim. Iar acum cred că nu mai au acest reper valoric și cred că le debusolează puțin. Dar dacă se adună, să zic așa, eu zic că putem să realizăm, nu de azi pe mâine, dar în viitorul, poate la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice, că mai sunt 3 ani, poate reușim să obținem un rezultat. Silvia, se confirmă generația aceasta, țară-țară, vrem campioane? Este într-adevăr un potențial acolo? Da, sunt gimnaste. Dar care jocuri olimpice ar fi ele funcționale efectiv? În 2024. Da, deja? Da. Au vârsta potrivită? Da, au crescut, da, și ar avea vârsta. Eu zic că am reușit să formăm o echipă frumoasă și omogenă, dar trebuie să ne implicăm, nu putem să lăsăm lucrurile de la sine și să așteptăm 2024 și să vedem ce se întâmplă. Știi despre ce proiect vorbesc, da? E un proiect care și Nadia Comăneț s-a implicat, e o generație, cam ce vârstă au ele acum? 14. De câți ani este proiectul acesta funcțional? De mult, 6 ani, vreo 6 ani, cel puțin, în care într-adevăr au luat fetițe de câțiva ani, efectiv, le-au crescut într-un sistem foarte, foarte profesionist. Da. Ele acum la ultima competiție europeană, am înțeles că aproape toate au luat... Au avut rezultate foarte frumoase, da. Deci a fost o pauză, să spunem așa, în performanța gimnastică, dar acum valul ăsta frumos din spate, eu zic că ne va șterge orice supărare. Cred eu, vedem. Da, dar trebuie, asta zic, că trebuie să fim foarte atenți și să ne implicăm. Nu putem să lăsăm doar pe antrenori în sală și atât. E nevoie de mai mult.
Dacă ai avea putere să schimbi ceva, să faci ceva, ce anume ai face? La nivel de gimnastică sau la nivel de sport? Sau? Ca să îmbunătățim performanța. Trebuie valorificați acei specialiști pe care îi mai avem în țară. Din punctul meu de vedere, ar trebui să îi căutăm puțin și în străinătate, pentru că foarte mulți au plecat și sunt foarte multe lucruri de făcut. Dar, nu știu, ce putem? Ce ne rămâne de făcut? Să fim optimiști. Și lucrurilor pe nume. Și finanțare. Păi, da, finanțare, bineînțeles. De aici pleacă tot. Că fără finanțare nu putem, nu avem cum. Nu. Totul se reduce la bani până la urmă, așa este. Un profesionist să-l aduci de afară unde el este plătit regește, după ce criterii ar veni? Sau ce poți să-i spui să-l convingi? Trebuie să-i acorzi măcar ce primești acolo. Mă rog, eu am zis că mă abțin să mai fac comentarii de genul acesta, de-aia te-am lăsat pe tine să faci o analiză și... Da, mulțumesc. Zic, a făcut-o într-un mod prea elegant. Beatrice, vreau să te întreb, ce proiecte ți-ai propus să mai faci pe viitor? Ce mai ai în desfășurare? Pe Daliada, pe 11 septembrie, scoatem pe biciclete 10 țări din Europa, România. Proiect inițiator suntem noi, Asociația Junior Sport, în proiect european Wow Europe. Și vă aștept, dragele mele, și pe toți pe care îi cunoaște, să ieșim pe biciclete pe 11 septembrie. Se împlinesc 20 de ani de la tragicul eveniment din Statele Unite, dar noi vrem să ștergem memoria afectivă a tuturor cu acest eveniment. Deci fac un apel și către voi de data aceasta să ne fiți alături, vă mai plictisesc eu din timp, vă bâzi cu informația. Vreau într-adevăr să fie un eveniment fără precedent, de altfel este și declarat ca atare, nu, nimeni n-a făcut așa ceva. Cei 9 parteneri internaționali noștri sunt deja mobilizați, iar România, exact țara inițiatoră, a trebuit să fie prima. Silvia, ce planuri de viitor ai? Uf, chiar mi-am dorit să nu mai fac niciun plan. Doar îmi doresc să merg în vacanță. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată. Chiar am spus că nu știu de unde s-a adunat atâta muncă și atâtea lucruri de făcut. Dar știi cum e de obicei? Omul care muncește mai primește și mai primește. Deci ca planuri nu am planuri. Îmi doresc doar să merg în vacanță, să mă odinesc și probabil din septembrie să începem iarăși puțin ușor, ușor, așa, să fim alături de Beatrice și să pregătim antrenori, să ne implicăm în sport și să fim alături de toți cei care au nevoie de noi. Și cu fetițele, cu majoretele? Din cauza pandemiei a trebuit să întrerupem activitatea. Dacă o să reușim să scăpăm de aceste restricții, poate vom relua antrenamentele. Iar acum, pe final, aș vrea să le dăm câteva sfaturi, nu știu, tinerelor care urmează această carieră și părinților lor. Da, este destul de greu să acord sfaturi. Eu pot spune doar cum am... Recomandări. Da, cum am gândit eu... Știu că este, sau să le transmit că este un drum greu. Nimic nu este simplu. Dacă vrei să atingi performanță, niciun domeniu nu este simplu. Trebuie să, ca în fiecare zi, să încerci să te autodepășești, pur și simplu să progresezi de la o zi la alta și să încerci să vezi doar partea plină a paharului. A fost o plăcere să vă am astăzi în platoul nostru și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și noi mulțumim. Iar acum noi mergem mai departe și mergem în studioul știrilor, acolo unde colega mea Iulia Bălușă ne-a pregătit cele mai importante știri ale zilei. Iulia, este așa că am ratat vila Pamelei Anderson. Bună, Andreea, bună ziua, doamnelor și domnilor. A scăzut din preț și a reușit să o vândă. Casa Pamela Anderson a fost cumpărată cu 11,8 milioane de dolari. Diva avea vila din anul 2000, dar a renunțat la aceasta. Cine a fost cumpărătorul, vă spun în câteva momente. Și avem o veste șocantă care zguduie lumea fotbalului. După mai bine de două decenii, Lionel Messi își ia adio de la FC Barcelona. Iar la final vă arătăm cele mai neobișnuite hoteluri de pe glob, care deopotrivă vă pot fi destinații de vacanță. Mulțumim, Iulia! Acum urmează o scurtă pauză și revenim cu știrile pe larg.